Oameni și pietre, de Mircea Eliade. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Cezarina Udrescu. Nici nu știi de câte ori am visat-o. Uite, așa cum o vezi, așa cum e ea, tocmai așa. Ce păcat că nu-i și Adria cu noi. Păcat, într-adevăr. Ea ar fi luat fotografii mai bune ca mine. Petruș, ia uite-te ce frumoasă e. E înfiorător de frumoasă. Ia uite acolo. Când ridic facla, decorul se schimbă. Uite-te sus, în fund. Ia uite de ce forme ciudate. Uite-te la aia de acolo. Parcă ar fi un om, un moș. Ma nu, o femeie care stă aplecată lângă un om. Unul cu barbă. Nu. Parcă seamănă mai mult cu un grup de femei. Nu vezi să îndemn? Uite acolo, două în fața aplecate. Și altele mai în umbră. Depinde cum tremură flacăra faclei pe care o ții. De ce nu sunt pictor? Și Adriana te invidiază că ești poet. E, așa sunteți voi, artiștii. Pentru că nici nu bănuiești ce forță are în stăpânirea ei. Poeți sunt mulți, poeți ca mine, bineînțeles. Mărunți sau anemici, timorați. Cum se descrie peștera asta? Trebuie să fii geniu, să ai curaj, cum au avut Dante, Milton. Nu merge cu jumătăți de măsură. Dar deocamdată văd că peștera scriește. Ești în vermă. Parcă nici n-ai fi la 5-600 de metri sub munte. Bravo, poete! Îmi placi. Eu credeam că am să-ți dau pervitină după prima jumătate de oră și văd că nu-ți mai tace gura. Dragă, e înfiorător de frumos. Și când te gândești toate astea în câteva ceasuri? Da, da, vorba vine în câteva ceasuri. Că eu mă tot zbat din 33 și tot o caut. Și ai văzut că am avut dreptate. Tot pe acolo pe unde am spus eu. După rezonanță, dragă, și după izvor. Uite, să pot spune toate lucrurile astea, să le pot scrie așa cum sunt, așa cum le simți. Da, dar eu văd că nu notezi nimic. Hai să le încurci mai târziu cu altele, hai să le uiți. Bolta asta nu niciodată. O cunosc. Ți-am spus că o visez și noaptea. De-aia râde Adriana. Ea nu voia să mă creadă, dar o visez, așa e. Vreau să scriu de mult o carte cu peștera. Dar ce pot spune într-o carte? Cum să descrii coloanele astea? Și nici măcar nu sunt coloane. Adevărat, am spus coloane pentru că nu găseam altceva mai nimerit. Dar dacă aș fi putut picta... Da, poate că ar fi fost mai bine. Ai fi copiat și tu semnele astea. Oricum, ne-am fi avut și pe hârtie, cu măsurători, în regulă. Mă, Sandel, dacă am putea fi sigur că sunt din Paleolitic, să știi că devenim amândoi celebri. Adică vorbesc mai mult de mine, că tu cu poeziile tale amoroase și metafizice ești, ca să zic așa. Uite, nu mă prea pricep, dar parcă semnele astea, parcă ar fi din Paleolitic. Vezi? Chestiunea paleoliticului în arcul carpatic este, ca să zic așa, teribil de controversată. Dar nimic altceva decât semne? Nici o comoară? Dacă tu crezi că nenorociții aia aveau timp să strângă comori, nici nu știau ce e aia. Nu cunoșteau metalele, nu cunoșteau nimic. Erau niște bieți oameni, poate nici măcar atât. Bine, nu mă gândeam numai decât la o comoară comoară. Mă gândeam la ceramică, la instrumentele lor de os și piatră. Poate că dacă s-ar săpa, uite aici, uite aici, s-ar descoperi ceva schelete, cranii. Mai știu eu ce? Poate. Deși peștera asta, fără îndoială, era un loc de cult. Piatra asta probabil era un altar.
S-ar putea găsi cranii și oase de animale, poate chiar cranii de urși. Dacă semnele astea aparțin într-adevăr paleoliticului, ursul cavernelor, știi? Nici nu-mi dai seama cât sunt de emoționat. De ce? De tot. De toate astea din jurul nostru. Recunoaște, e impresionant să fii cel din tâi care pătrunde într-o asemenea peșteră după cine știe câte mii de ani. Poate numai câteva sute de ani. Sau poate zeci de mii de ani. Depinde de câte cutremure au fost. Și cum s-a modificat structura peșterii. Uite pe aici. Pe aici curgea cândva un izvor subteran care a încetat mai târziu. Adică și-a schimbat cursul. Uite și pe aici apă. Na, nu, aia e din scurgere. Ar fi interesant. Nu prea cred, dar oricum. Să încercăm. Nu. Stai. Nu te apropia cu lumina. Am eu aparatele mele. Teribil. Să poți evoca toate astea. Ursul ăsta, cu adevărat urs. Adevărat urs. Mare. Foarte mare. Și puternic. Îl mai puternic urs. Poartă noroc. De acum și vânătoarea va fi cu noroc. Mare mersul. Pentru noi și pentru muie. Și vom mânca. Da. Păi vom avea belșug pentru noi și pentru mâinii. Ce vătul lăudaș că m-ați doborât, cât erați voi. Eu eram singur, un urs singur și somnoros. Plânge săracul. Că l-am prins. Aveți? E mort. Urșii ăștia nu mor niciodată. Mănâncă din ei și tot vii rămân. Urșii n-au moarte. De-aia poartă noroc. Alexandre, visai? Nu. Gândeam. Îmi imaginam. Ce viață, Petruș. Ce viață. Grea, dragul meu. Foarte grea. Să stai aici, să locuiești aici, fără foc. Fără nimic. Dar nu e sigur că partea asta a fost locuită. Probabil veneau aici pentru cult. Sau poate în alte coridoare și închideau morții. Aveau, săraci, o sumă de credințe absurde. Crezi că, într-adevăr, își îngropau aici morții? Nu le îngropau în niciun caz, că zburau unii peste alții și acopereau cu pietre, ca să nu se mai întoarcă, săraci. Pe aici nu se stăniște nimic. O să vedem noi mai departe. Am avea, într-adevăr, noroc. Deși cu atâta umiditate, greu de crezut că s-ar mai fi păstrat ceva. Ți-am spus, paleoliticul prin părțile astea e o chestiune... Ce cauți pe jos? Păi, ca să nu pierdem timpul, mai adun câteva pietre. Ia și tu. Ce găsești? Nu ne putem da seama aici dacă au fost sau nu folosite de om. O să le cerceteze maestrii afară, la lumină, în laboratoare. Dar noi să ne facem datoria. Dar nu o să le purtăm doar cu noi, tot timpul. Cum o să le purtăm? Păi nu, le adunăm și le lăsăm aici. Le punem semn și le luăm la întoarcere. Dacă să nu le confundăm,
le vom pune în sacul numărul 1. Am și botezat. Peștera numărul 1. Trebuie să-i dăm alt nume. Să-i spunem bunăoară Adria. Bine, noi o să-i spunem așa ca să o flatăm. Dar științificește, peștera asta este și rămâne peștera numărul 1. Deși Dumnezeu știe dacă au intrat vreodată femei aici. De ce nu? Moarte intrau destule. Dar poate intrau și vii. Ce știm noi despre toate credințele acelea confuze? Deci să stai aici, aproape goală. Chiar așa goale nu erau. Tu, cu imaginația ta de artist, mă rog, ca să nu fie altfel, le-ai și văzut goale. De fapt, se acopereau și ele cu ce puteau, cu blănuri de animale, în țările mai calde cu frunze. În fond, câtă fantezie îți trebuie ca să ți le închipui așa cum au fost ele cu adevărat. Da, asta e mai greu. Cu oarecare aproximație, un paleontolog dublat de un artist poate să-și facă o imagine mai puțin tulbure despre ele. Dar așa cum au fost ei cu adevărat, n-o să știm niciodată. Hai! Unde mă duceți? La urs, te ducem la urs. El te-a poftit. Mi-e frică de el, o să mănâncă oameni. Pe tine nu. Tu ai trupul cald. Ursului e poftă de tine. E școală. E puternic. E cel mai puternic urs. N-are moarte. Îmi place om. Dă-i voie. Tu ești a ursului. Așa te-a poftit el. Altul nu te va atinge. L-am supărat și s-ar duce. Aici-mi rămâne fără carne. Am pierit. Și copiii n-ar lepăda și s-ar duce după urs. Mie îmi place om. Ce om? Pe care? Pe care? Uite, 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 pe ce el. Om? Pe el. Pe Alexandru. Pe Alexandru. Alexandru. Parcă ar fi arătat spre mine fata. Fata ursului. Ciudat. Visez? E, peștera, după cum văd, te inspiră. Merge, merge. Ce? Poemă epică sau dramatică? Teribil. Umbrele astea pe care le aruncă flacăra torței te fac să visezi. Depinde, dragă. Pe unii sperie, pe alții fac să viseze. Pe alții, foarte puțin, îi fac să gândească. La ce te mai poți gândi aici? Păi uite, bună oară la speologie. E absurd. Am impresia că toate lucrurile astea își pierd aici orice importanță. Să cercetezi fauna peșterilor n-are niciun sens. Da, ai dreptate, glumeam și eu. Totuși te poți gândi la alte lucruri mai importante, la viață, la preistorie, la istorie. De ce să gândești? Parcă te apasă prea mult trecutul aici. Te strivește, nu mai funcționează decât fantezia. La cine are, funcționează. Dar ce te faci cu unul ca mine? Tu nu vezi nimic? Ba da, văd destule lucruri. Pereți, ape, semne. Și nimic altceva? Nu-ți spune nimic altarul ăsta de piatră? Nu-ți poți imagina nimic? Într-o foarte mică măsură, mă stăpânește numai un sentiment de milă. Milă pentru nenorociții aia care au trăit atunci. Un sentiment de nemărginită milă. Cât au suferit oamenii, cât o umilință. Și totuși, de, cine știe? Da, niciun totuși. Erau niște brute sărmani. Și erau cei mai slabi dintre brute. Un urs de cavernă îi zvânta. E, pe urmă s-au întors lucrurile. Au început ei să-i stăpânească pe urși. Și au stârpit până la unul. E, în orice caz, o victorie. Chiar foarte mare. Crezi că a fost ușor? Cu o piatră ca asta în mână? Ah, apropo, unde ai pus pietrele? Adu-le încoa. Știi?
Ar fi formidabil să descoperim într-adevăr o stațiune completă paleolitică. Ce spui? Ce numești tu o stațiune completă? Cu morți, dragă. Cu schelete. Dacă o descoperim, o lăsăm intactă. O fotografiem și atât. Să vină alții, specialiști în preistorie. Noi devenim celebri numai prin faptul că am descoperit-o. Eu, ca geolog, mă mulțumesc mai puțin. Dar Adriana are să fie teribil de mândră. Da, de asta sunt sigur. Dar unde găsim scheletele? E, dacă le-am găsit... Hai! Hop! Calabalicul în spate! Suntem doar la începutul începutului. Ba nu! Mai stai o clipă. Mai stai o clipă să verific încă o dată semnele de la intrare. Eu, drag, am metodele mele. Paza bună trece prin mejdiarea. Foarte adevărat, nu ne întoarcem în 3-4 zile, vin și ne caută. Dar dacă totuși se șterge fosforul, ghemele astea de sârmă foarte subțire pe care le desfășurăm în urma noastră, ca să marcăm traseul, să zicem că rezistă. Da. Dar dacă fosforul cu care e acoperit firul metalic dispare... Imposibil! Așa cum e preparat, durează cel puțin 10 zile. Durează. Da. Bune. Bune, toate bune. Hai acum să pornim. Tu cum te simți? Inspirat. Degeaba mai caut, Sandel. Pe aici n-au fost niciodată oameni. Pe aici sunt numai pitici. Și babadota. Și numai pădure. Dar ele sunt bătrâne și rele. Piticii nu sunt răi. Vrei să-ți arăt piticii? Arată-mi. Da. Hai, ce stai pe gânduri? Nu-ți plac piticii? Arată-ne. O să ne placă. Da. Uite. Nu crezi că sunt pitici? Zău că sunt. Uite-te bine la ei. Sunt așa cum îi știi, uite. Cu bărbi până la pământ. Și uite, îți fac plecăciuni. Nu crezi că sunt? Nu sunt pitici. Uite-i. Ai îmbătrânit, Sandel. Nu mai vezi? Nu mai crezi? Păcat, Sandel, că nu-i vezi. Erau cu adevărat pitici. Unde sunt? Uite! Același gest, dar piticii nu mai apar. Doar o boare albastră în locul unde au stat mai devreme. Erau cu adevărat pitici. Nu-i mai văd. Nu mai sunt. S-a terminat și cu asta. Nu s-a terminat definitiv. N-avea de altfel niciun sens. Babadochia, muma pădurii, zâne, pitici, banal. Pseudopoezie. Literatură ieftină. Folclor ieftin. Nu, păcat, Sandel. Păcat că ai îmbătrânit. N-ai să mai poți scrie niciodată ce-ai fi putut scrie acum. Dacă ți-ai fi păstrat tinerețea, dacă ți-ai fi păstrat geniul, ca Shakespeare, ca Milton. Ăia sunt mari, ăia singuri sunt mari.
Dacă nu poți fi ca ei, n-are niciun sens să te mai afli în treabă. Păcat. Mare păcat. Ai fi putut, dacă ai fi avut curajul să nu îmbătrânești, să rămâi cum ai fost la început, neschimbat, ca la început. Nici pe mine n-ai să mă mai vezi, Săndel. Uite, începi să nu mă mai vezi. Zâne, pitici, literatură ieftină. E prea ieftină. Vorbești singur, Săndel? Altceva să poți vedea. Altceva nou. De nimeni văzut până acum. De nimeni gândit. Păi pune, domnule, mâna pe condei și scrie, ca ai să le uiți. Ma, ce să mai scrii? Pentru cine să mai scrii? Cum pentru cine? În primul rând pentru tine. Și pentru noi, ceilalți. Pentru mine, pentru Adriana, pentru lumea întreagă. Pune mâna pe condei. Ce să mai notez? N-am ce, Petruș. Aceeași poveste, aceeași eternă poveste. Fantastic, ieftin de cinematograf. De cărți de copii scrise de oameni maturi, care nu cred un singur cuvânt din tot ce se spune. Ce pot scrie despre peștera asta? Zâne, pitici, muma pădurii, babadochia, subiecte răsuflate. Păi de-aia ai imaginație, să creezi tu ceva nou, ceva mai frumos. Vreau să văd altceva în peștera asta. Mai ales că noi suntem cei din tâi care am pătruns aici după cine știe câte zeci de mii de ani. E, de asta nu putem fi așa siguri, dar fapt cert e că de foarte multă vreme, de câteva veacuri cel puțin, n-a mai călcat nimeni pe aici. Asta e! Ăsta e lucru pe care aș vrea să-l spun. Nu povești de duzină cu zâne și pitici. Dar te văd teribil de pornit împotriva piticilor. Ce ai, domnule, cu ei? Pentru că îmi vin mereu în cap. Îmi vin mereu în fața ochilor. Niște pitici și o zână. Inevitabila zână a peșterii. Ce vede orice om când intră într-o peșteră. Aceleași lucruri. Parcă n-aș avea o imaginație a mea proprie. Parcă n-aș fi poet. Și e foarte probabil că nici nu sunt. De vreme ce văd aceleași lucruri pe care le vede oricine. Nu sunt poet. Nu sunt și pace. Adriana e de altă părere. Păi ea e în bună parte autoarea geniului meu poetic. Adriana și cu tine. Voi mi-ați băgat în cap că sunt geniu. O să aveți o amară deziluzie când veți citi ce am să scriu despre peștera asta. Dacă versurile au să fie bune, pot să scriu orice. Chiar cu pitici. Ce ai spune de o poveste cu o zână prefăcută în stană de piatră? Așa. Și un făt frumos cu părul de aur care plânge în genunchiat lângă ea. Și cu piticii nimic? Nu vezi cât e de absurd? Aceeași poveste repetată a mia sau a milioana oară. Și așa zicând cu interpretări personale, adică făt frumos, bună oară, plânge îmbrățișând stana de piatră, în loc să fure zâna pe un cal năzdrăvan și să arunce pieptenele în urma lor. Săndel, du-te, pleacă! Cum te-ai pierdut? Pleacă! De ce strigi? Mori, noroc! Te lupți cu morile de vânt? Asta e literatură de duzină. Și mă mai întreb de ce sunt furios. Și nici măcar nu sunt furios. Sunt deprimat. Atât. Sunt deprimat descoperind deodată că n-am chemare. Că n-am nicio scânteie de geniu în mine. Dragă, te super degeaba. Asta e o stare trecătoare. Poate te deprimă întunericul, lumezeala din peștera asta. Nu e asta. Aici înțelegi mai bine ce ești și ce nu ești. Afară toate ți se par altfel, le vezi mai în roz, le vezi mai interesante. Întrebarea este ce faci și ce gândești într-o situație nouă, în care nu te-ai mai aflat, în care nu te vei mai afla, desigur, tot restul vieții, cum s-a întâmplat cu noi acum. Am avut norocul ăsta unic. Ți-am spus că n-a fost numai noroc. În primul rând, e rezultatul cercetărilor. Al încăpățânării noastre. Evident, dar oricum ne aflăm într-o situație nouă, unică, în primul rând, ca experiență omenească.
Nu oricine are curajul să se antreneze într-o aventură ca asta. Dar nu e deloc aventură. E o acțiune admirabil calculată. Pentru mine e o aventură. Asta m-a și atras aici. Aventura, unicitatea experienței. Eram sigur că are să se producă în mine o schimbare fundamentală, că se vor descătușa toate izvoarele inspirației care zac încuiate în sufletul meu și că voi vedea ceva mare, ceva fantastic de mare, de proporții ciclopice, de prometeică forță care să spargă orizonturile. Că s-ar fi putut, Petruș, dacă aș fi avut geniu, s-ar fi putut. Așa aș fi scris ceva într-adevăr mare, pe măsura poeților mari. Nu cu zâne și cu pitici, ceva pe care l-aș fi putut scrie și la gura sobei noastre. Ți-aș fi putut vedea altceva. Stai puțin. Stai că n-ai dreptate. În primul rând, suntem abia la început. Și nici nu știm ce ne mai așteaptă. Poate mai descoperim ceva. Nu e exclus. Poate avem de vreun cimitir preistoric. Și în al doilea rând, inspirația vine uneori după, cum să spun, după experiența trăită. Nu. O revelație o ai sau nu ai? Dar dacă mintea ți-e parcelată de aceleași vechi tipare, nu poți vedea nimic. Uite, bună oară, să pot scăpa de fantasticul ăsta ieftin din imaginația mea și să pot realiza ceva care e inaccesibil contemporanilor mei. Să realizez, să simt cu toată făptura și sufletul meu ce simțeau oamenii vârstei de piatră când pătrundeau în peștera asta. Să simt din nou spaima lor, teroarea lor de întuneric, să cred din nou în credințele lor, să văd lumea cum o vedeau ei, să iubesc și să urăsc ca ei. Crezi că ar fi atât de interesant? Nu simțeau decât frică. Ăsta era singurul lucru cu adevărat omenesc în ei. Frica, teroarea, cum îți place ție să spui. Restul emoțiilor și sentimentelor aparțineau întregului regn animal. Capacitatea lor de frică însă era mai mare, era infinită. Asta i-a și făcut de altfel oameni. Ei, astea aș vrea să le simt ca să le pot spune din nou. Dar crezi că merită să fie spuse din nou? Frica asta care ne-a dominat sute de mii de ani, merită să o mai trăim încă o dată, din nou? Ar însemna un act de regresiune, ar însemna o trădare. Pentru că tu vezi toate și întotdeauna prin ochiul tău de savant și de moralist. Dar arta e altceva. Arta ălor mari, bineînțeles. Arta îngăduie orice regresiune până la limita ultima a conștiinței, până la limita ultimă a vieții chiar. Poți să te cobori oriunde și oricât de adânc, cu singura condiție ca să te întorci mai plin, mai bogat și să crezi. Asta visam eu să fac. Un poem al peșterii. O nouă coborâre în infern. O descensiune până la ultimul nivel al conștiinței și al vieții cosmice. Foarte frumos. Asta e într-adevăr foarte frumos. Și să știi că tu îl poți scrie, numai tu, Sandel. Ascultă-mă pe mine. Astea sunt fleacuri, deprimările tale periodice. Las că te știu eu. Îndoieli au toți poeții mari. Și tu te numeri printre ei mari. Dacă pe mine nu mă crezi, că eu nu sunt decât un geolog, s-o crezi pe Adriana. Ea vede mai bine ca noi amândoi. Și ca femeie și ca artistă. Ea are o intuiție pe care noi nu putem avea. Mai ales că eu nu mă prea pricep în literatură, iar tu ești bătut întotdeauna de vânturile îndoielii. Tu ești totdeauna în criză, dar ai geniu poetic.
asta ai. Aș fi putut avea. Nu știu dacă numai decât geniu poetic, dar aș fi putut avea geniu. Asta mi-ar fi ajuns, să am pur și simplu geniu. Alminter n-are niciun sens să mai scrii sau să pictezi sau să faci orice altceva. Am crezut odată că aveam o misiune, mai bine zis, Adria mi-a băgat în cap că aș putea avea o misiune, să revelez ceva, să descoper ceva oamenilor din toate țările și din toate timpurile, așa cum a revelat Shakespeare. Ce copilărești mi se pare acum toate visurile astea, poet de mâna a cincea. Ei, dar de ce tocmai de a cincea? Prea exagerezi și tu. De ce nu de a treia sau de a doua? Pe tot aia e. Ori a cincea, ori a doua, chestii cu zâne și pitici. Dacă nu e revelație, nu e nimic. Și atunci mai bine taci. Atunci taci. Când ai asurțit? Că nu-ți mai tace gura. Uite, domnule, domnule. Dacă vorbești prea mult, Sândel. Dacă nu vrei să asculți ce se întâmplă în jurul tău. Nu se întâmplă nimic. Asta e nenorocirea, că nu se întâmplă nimic. Tăcute spre afund. Sunt fetele moarte ale peșterii. Cred că și asta s-a mai spus. S-a spus de foarte multe ori și infinit mai bine. Când vor începe să se miște pietrele și să se însuflețească bolțile, numai ele, ele singure, fără niciun profil omenesc, fără niciun adaos, atunci, poate că atunci, am să încep să văd și să cred. N-are absolut niciun gust țigara asta. Senza nessuno gusto, cum spunea amicul meu din Port Said. Ăla era un înțelept. Apropo, ce s-a mai fi întâmplat și cu ăla? Cred că s-a sinucis, asta era obsesia lui de mult. Dar n-avea curaj. Senza nessuno gusto, senza nessuno gusto. Umiditatea, ce vrei, nimic mai fragil decât tuturor. Bravo, domnule profesor. Dar de ce râzi? De filozofia ta cu fragilitatea tutunului. Păi să știi că așa e. Nu e filozofie, dar tutunul e un lucru delicat. Bine, fragil e un termen poate cam prea tare. Dar e delicat. Ai dreptate, poate că ai dreptate. Dar parcă spunea din aur ceva cu speologia care mi s-a părut interesant și rămăsese în urmă. Mi-a venit și mie așa. Să filozofez pentru Neric. Hai, mai bine să ne odihnim. Cred că vorba prea multă nu ne face bine. Suntem acum într-un coridor cam nesigur. Nu prea e aerisit. Cum vrei. Deși erau lucruri interesante.
Nu prea am înțeles eu bine, mai mult am ghicit, dar erau lucruri interesante. Vă să zic că noi aici suntem contemporani cu o faună de fosile vii. În apele astea ale peșterilor s-au păstrat forme de viață care trăiau în epoca terțiară sau chiar secundară. Da, povestea troglobilor. A demonstrat-o definitiv doctorul Racoviță. Mm-hmm. Studii arhaice, terțiare, majoritatea sunt terțiare, dar sunt și din secundar. Mm-hmm. Și grupele astea zoomorfice primitive nu sunt fosilizabile. Cum? Da, de aceea e de maximă importanță fauna peșterilor. Păi știința asta a speologiei e foarte importantă. Da. Ne pune la îndemână direct forme de viață arhaice pe care altminterea nici nu le-am fi putut reconstitui, pentru că, repet, nu sunt fosilizabile. E teribil, domnule profesor, să fii vecin cu fosilele astea vii, să trăiești în mediul lor, să ai exact experiența lor. Cum poți tu spune atâtea prostii deodată? Cum o să ai experiența lor, experiența troglobilor ăstora? Tu înainte de toate ești om. În orice mediu cosmic te afla, ești om. Totuși e teribil să știi că ai vecini. Păi și afară ai o sumă de vecini destul de umilitori. Numai că nu îi privești niciodată. Treci pe lângă ei, îi calci sub picior, dar îți sunt vecini, sunt contemporanii tăi și unii sunt de-a dreptul tulburători. În Brazilia, bună oară. Lasă Brazilia, eu vorbesc de peștera asta. Aici, troglobii dumitale au confiscat viața întreagă. Numai ei sunt vii. Noi suntem niște musafiri. E groaznic când te gândești că toată viața s-a redus aici, la troglobi. Au și un nume teribil. Păi nu și l-au dat ei. Atât ar mai fi trebuit. Iauzi, troglobi, fosile vii, din terțiar, din secundar. Așa a început viața pe pământ. E îngrozitor. Bine ar fi fost să fi început așa. Toți se economiseau câteva zeci de milioane de ani, dacă nu și mai mult, și se ajungea mai devreme la om. La noi, da. La oameni, la tine, la Adriana, la mine, la Onuț. Da. Nu-mi vine să cred că suntem atât de bătrâni. De altfel, după câte am auzit și eu, chestiile astea cu evoluția speciilor nu mai sunt atât de sigure cum erau până mai acum vreo 30-40 de ani. Dar oricum ar fi, teribil să știi că viața s-a mulțumit cu asta. Uite, privește în jur. Să știi că de-aia a tresărit cea din tâi celulă vie pe pământ ca să se prăsească aici, în mizeria asta, în întunericul ăsta. Și probabil că troglobilor le convine că se înmulțesc, rezistă de milioane de ani aici, nu vor să plece. Păi de ce să plece? Într-un anumit sens, ei au pierdut bătălia mare a vieții. Ei nu mai pot evolua. Și atunci rezistă pe pozițiile câștigate. Vor să supraviețuiască și uite că reușesc. Da. Sunt un fel de vampiri. Nu, săracii, că nu omoară pe nimeni. Supraviețuiesc. Atât. Tocmai de-aia le spun vampiri. Ar fi trebuit să fie morți de mult și să încăpățânează să rămână în viață. Bravo lor! Acolo unde este viață, este și domnul profesor Petruș. Eu nu. Dacă asta e viață, nu-mi trebuie. Prefer să fiu piatră, pământ, orice altceva, dar nu troglob. Ai fost și o să mai fii de toate. Și piatră, și pământ, și troglob. Este același circuit cosmic. Unul singur. Credeam că am să cobor în infern, că am să întâlnesc monștri, suflete damnate, demoni și umbre. Și când colo, parcă m-aș afla în fundul oceanului, unde conștiința adoarme și viața se reduce
la vampiri de gelatină. Păi toate astea din vina ta. În loc să te fi apucat cu mine la discuții științifice, ar fi trebuit să-ți lași liberă imaginația, să privești coridoarele astea, să ți le amintești pe cele prin care ai trecut și să crezi, să iei note. Dar nu te-am văzut o singură dată scoțând carnetul și te lăudai că ai să vii cu el pe de-a întregul scris. Ce sens mai poate avea să iei note când ai ajuns contemporan cu troglobii? Păi tocmai de-aia că trăiești ceea ce n-a trăit niciun alt artist. Că intri cel din tâi într-o asemenea peșteră, unde viața se îngustează și se reduce la troglobii. Te plângeai mai acum câteva ceasuri că nu-ți plac poveștile cu zâne și pitici? Uite! Ai acum ceva nou. Lasă-ți imaginația să creeze. Visează. Privește-ți bine visele, ca să ni le povestești pe urmă și nouă, celor care nu visăm sau nu visăm frumos. Prefer zâne și pitici. Aia cel puțin n-au pretenția că există în carne și oase. Vezi, Sandel, avea dreptate Adriana. Avea dreptate când te bătea la cap să te lași de speculațiile astea sterile pentru unul ca tine care nu vrei să fii decât artist și nimic altceva. Ba încă mă bodogănea și pe mine să te las în pace, să nu-ți impuiesc capul cu savantlâc și filozofie. Întotdeauna m-am întrebat de ce m-o fi considerat ea pe mine filozof. Pentru că ești redus la morală și la un fel de vagă filozofie științifică. Da, ești. Eu, filozof? Te înșeli. Mă mulțumesc să gândesc pe ce cred că știu. Atât. Sunt sigur însă că e mult mai puțin decât ceea ce pretinde că face un filozof. Da, desigur, nu asta era vorba, asta era doar un fel de paranteză. Ceea ce vreau să spun, și vreau să ți-o spun foarte serios înainte ca să fie prea târziu. Ce numești tu prea târziu? Înainte de a istovi cercetarea asta a peșterii, aventura asta, cum spui tu, atâta vreau să-ți spun. Nu mai filozofa, nene. Creează. Ascultă viața din jurul tău. Teribilă viață. E, așa cum e ea, teribilă sau nu, dar e viață. E un fel de viață. Nu-ți spune nimic viața asta, pereții ăștia de piatră, întunericul ăsta, trebuie să-ți spună. Dacă mie, profesorul Petrucci, îmi spun foarte mult, dar ție, poetul, marele poet. Te rog, sunt sensibil la glume proaste. Da, pentru că te încăpățânezi să vezi glume proaste acolo unde este o foarte mare prietenie. Tu nici nu știi ce a însemnat pentru noi și mai ales pentru Adriana prietenia ta. Eu sunt așa cum mă știi că sunt. Am o admirație aproape superstițioasă pentru voi, artiștii, pentru cei care puteți plăsmui lucruri noi, frumuseți noi, pentru voi care puteți crea și adăuga ceva lumii și face viața încă mai frumoasă decât e. Dar în afară de admirație, n-am nimic. 10 ani m-am trudit cu o vioară. Și în sfârșit, când m-am însurat, am lăsat-o, ca să nu mă lase Adriana. N-am talent și pace. Ce-am descoperit și eu despre mine. Avem, să zicem așa, același destin anartistic. Acum taci și ascultă. Chestiile astea cu lipsa de geniu poetic le-am auzit din gura ta de cel puțin 100 de ori. Și pe urmă iar te-ai întors și ai scris și ai scris lucruri nemaipomenit de frumoase, pentru care eu îți sunt recunoscător, Sandel. Eu, profesorul Petruș, nu prietenul tău. Pentru că prin tine am văzut ceva frumos. Ceva îngeresc. Ceva din altă lume, pe care numai tu mi l-ai arătat. Tu și nu un alt artist. Nu știu dacă ești mai mare ca alții, dar m-ai făcut să văd mai mult decât ceilalți. Și ai văzut cât de mult s-a desăvârșit Adriana. Inexact. Adria m-a desăvârșit pe mine. Pentru că ea are geniu și creează ca un geniu. Eu aș fi putut să fiu, dar nu sunt. Nu, că tu ești grozav. Când te apucă pe tine spiritul critic, peste putință să ne mai înțelegem. Și de fapt, nici măcar nu e spirit critic, este negație, este demonia negației. Peștera asta ne urmărește pe toți trei de nu știu câți ani. Tu zici că o visezi și noaptea. Nu pe asta de aici, prima, cealaltă, cu boltă,
peștera Adria. Bine, dar e legată de aceleași gânduri, descoperirea unei peșteri noi. Tu ai visat-o ani de zile. Adriana era și ea, în felul ei, preocupată. Iar eu, din 33 mă tot zbat. Și iată acum, când ne-am văzut, ca să zic așa, visul cu ochii... A zici bine. Tu, în loc să iei note, să-ți lași imaginația liberă, să însuflețești piatra asta și să transformi muzică în poezie, în tot ce vrei tu, na, te apuci și filozofezi despre troglobi. Ce te interesează pe tine troglobii? Eu am spus așa, mai mult pentru mine, câteva vorbe, crezând că te vor face să visezi, nu să reacționezi, să negi. Dar atunci, ce te interesează pe tine visurile mele? Ce te interesează ce fac sau nu fac eu cu imaginația, cu gândurile mele? Îmi interzici troglobii? Îți interzic visurile, domenii rezervate. Nu e același lucru. Eu vreau să-mi arăți în opera ta de mai târziu peștera asta așa cum o vezi tu. Păi eu ți-am spus cum o văd. O văd așa cum e. Pentru mine foarte interesantă din punct de vedere științific, dar atât. Eu vreau să o văd creată de tine. Că de-aia ești artist. Să-mi arăți lumea mai frumoasă decât este. Ce o să-mi arăți tu la întoarcere? Ți-am spus că în ziua când mă voi convinge definitiv că n-am vocație poetică, mă voi retrage la țară și mă voi face fermier. Da. Așadar, la întoarcere, te voi pofti să mă vizitezi la fermă. Da, bine, vom vedea. Și te asigur că n-am să semăn cu niciunul din fermierii romanelor englezești. Da, nu voi fi un personaj de roman. Voi face agricultură fără mare ținută, fără vocație, fără gust. Fără absolut nici un gust. Senza nessuno gusto. Senza nessuno gusto. Așa cum merită să fie făcute toate lucrurile pe acest pământ. De oameni mici, de oameni mărunți, de cei blestemați de Dumnezeu. Poți întoarce. Uite firul fosforescent pe care l-am desfășurat în urma noastră. Se vede foarte bine. Nu riști să te pierzi. Împărțim proviziile. Adică pilulele tale. Da, sunt foarte bune, să vezi mai târziu. Nicăieri drumul nu e prea greu. În 5 ceasuri ajungi la primul depozit. Semnul se vede de la o poștă, că e pus pe creastă. De acolo până la Boltă, mergi prin coridor. N-ai nicio grijă. Cu sacul gol poți chiar alerga. Nu mă întorc fără tine. Atunci, mergem înainte. Dar de ce? De ce? Nu vezi că e ridicol? Că e absurd? Ai explorat tot, n-ai găsit nimic interesant. Tu crezi că nu e nimic interesant? Ha, inutil să-ți spun că voi revoluționa speologia? Dar cine poate interesa speologia? Pe cine pot interesa prostiile astea fără niciun sens? Cu troglob și fără troglob ne riscăm viața aici. Ți-am spus de mai multe ori că nu e niciun risc. Absolut niciunul. În afară de un cutremur. Ne riscăm ochii. Ne tocim nervii. Pentru ce? Pentru ce? Uite așa, dai dracule. E idiot. Recunoaște și tu că n-are niciun sens. Recunoaște măcar asta, că ne-am antrenat într-o nebunie fără nici un sens. Eu recunosc că e o nebunie. Dar să știi că e o nebunie cu sens. Și dacă m-ai ascultat pe mine și ai luat încă două pilule de alea ca inimă bună și nu ți se poate întâmpla nimic, ai înțelege și tu că e chiar o nebunie extrem de interesantă. Pentru că ne va face celebri? Pentru că vom fi fotografiați? Și vor vorbi ziarele de noi și tu vei ține comunicări savante, iar eu voi da interviuri la gazete pentru asta, pentru glorie și vanitate. Nici aici sub pământ n-ai scăpat de orgoliu. Nici măcar aici nu ți-ai dat seama că trăiești o iluzie, că te hrănești cu năluci. Mi-e scârbă de oameni, niște viermi îmbătați de vanitate.
Înghite o pastilă și ai să vezi că viermele se simte bine. Evident! Opium! Nici n-ai măcar curajul să te lipsești de el și să privești viața în față. Ți-e frică. Îndată ce scade vitalitatea, ți-e frică. Te apucă groaza și iei heroină. De ce n-ai curajul să privești direct în gol? Pentru că nu există niciun gol. Nu există decât în imaginația ta, în nervii tăi extenuați. Dacă ai avea altă fibră nervoasă, ai vedea că nu există niciun gol. Aștept să-mi repeți asta când și-or înceta pilulele efectul. Dar nu-i nimic, iau altele. Și apoi altele și altele și altele și așa până la sfârșitul vieții. Și asta numești tu existență în sens? Iar eu și alții ca mine care refuză pilulele suntem niște năuci. N-am spus asta. Am spus și am să-ți o spun mereu că pentru mine nebunia asta în care ne-am angajat noi merită să fie dusă până la capăt și că mă simt mândru de ea. Da, mă simt foarte mândru. Câte pilule ai luat? N-are importanță numărul. De-aia au fost făcute ca să le luăm. Sunt opera noastră, sunt instrumentele noastre de apărare și de acțiune. Care ale noastre? Oamenii de știință? Da, în primul rând ei, dar și ceilalți oameni în general, la ei mă gândesc. Astea sunt opera lor, a tuturor oamenilor și sunt foarte mândru de o asemenea operă. De aceea merg înainte, pentru că mă simt solidar cu toți oamenii care au trăit până acum și care vor mai trăi după noi până la stingerea vieții pe pământ. Uite așa! Ce legătură vezi tu între destinul omenirii și aventura asta idiotă în care ne-am antrenat, în afară poate de absurditatea lor, se înțelege? Că tot atât de lipsit de sens este și destinul omenirii pe cât este aventura asta a noastră. Ei și, dacă ar fi așa, hai să admit că ai dreptate. Ei și, tot merită să o ducem până la capăt. Te contrazici într-un hal care mă exasperează. Unde vezi tu meritul? În ce constă meritul aventurii idiote? Păi uite așa, în simplul fapt că o facem noi, doi oameni, că o face omul, că ne răzbunăm. Ce răzbunăm? Răzbunăm tot ce am suferit noi sute de mii de ani de când ne-am desprins din piatră. Toate umilințele pe care a trebuit să le îndurăm când trăiam în peșteri și eram goi și slabi și proști și tremuram de toate umbrele și ne era frică de fulgere și de noapte și de fantome. Eh? Acum nu mai suntem așa. Acum suntem tari. Omul a ajuns stăpân și plătim cu vârf și îndesat. Dar cui plătești, domnule profesor? Cui plătești? Uite lumii din jurul nostru care ne-a fost ostilă și ne-a umilit. Naturii, dacă vrei. Uite! Creșterii ăsteia plătim! Pietrei ăsteia care se credea inviolabilă! Stâncilor ăstora! În care noi pătrundem acum pentru întâia dată și descifrăm secretele. Cum o să ne întoarcem înapoi? Să-i dovedim încă o dată că suntem neputincioși, așa cum erau coaternarii care veneau aici să se închine la cine știe ce duhuri născocite de propria lor spaimă? Aș muri de rușine. Nu înțelegi că e și altceva în joc, în afară de comoditatea noastră, de nervi sau de puterile noastre? Înțeleg numai un singur lucru. Că trișezi. Și tu, ca întreaga omenire, trișezi. Dacă ai fi intrat aici gol, cel mult cu un silex în mână, așa cum intrau poate oamenii din epoca pietrei, înțeleg că ar fi fost un act eroic și te-aș fi admirat. Dar văd că nu ești gol deloc. Ești chiar foarte bine îmbrăcat, apărat de fric și de umezeală, îmbrăcat cu lampă și aparate și ceea ce e mai grav, nici măcar nu ești tu însuți. Omul natural, cel care ești de obicei, ești drogat. Ai înghițit nu știu câte pastile de heroină ca să-ți alungi somnul și oboseala și groaza. Dar tu cum credeai? Cam să intru aici ca strămoșii mei din epoca de piatră? Ca să mă domine iarăși natura?
ca să fiu urmărit iar de fantome? Nu, dragul meu. Mă apăr. Instrumentele de apărare eu le-am dobândit. Eu le-am inventat. Nu mi le-a dat natura degeaba. Sunt ale mele. Heroina sau pervitina, vitaminele, fosforul, toate astea sunt ciocanele mele de piatră. De-aia și spun că mă răzbun pătrunzând tot mai adânc în inima muntelui. Pentru că acum mă simt tare. Nu mai e frică. Știu cum să-mi controlez nervii. N-au de unde să mai înălucească fantomele. E absurd tot ce spui. E absurd! Dar poate tocmai de-aia n-are niciun sens să mă întorc înapoi. Nici o faptă, niciun gest n-are niciun sens. Ăsta e adevărul. Ăsta e singurul adevăr. De ce nu vrei tu mai bine să te odihnești? Timpul trece și curând o pornim din nou. Timpul trece, e bine spus. E chiar foarte bine spus. Poate este lucrul cel mai adevărat pe care l-ai rostit tu vreodată. Timpul trece. Este cea mai mare porcărie posibilă, dar așa e. Toate trec cu timpul odată. Adânc grăiești. Foarte adânc, crede-mă. În fond, parcă nici n-aș mai regreta aventura asta absurdă, coborârea asta ridicol de inutilă în infern. Nu merită să regrezi nimic, nu merită nici să regreți, nici să nu regreți. Nimic nu merită, nimic. Nici măcar nu se poate spune, nu se poate vorbi. E atât de absurd încât limbajul nu poate să-l cuprindă. Limbajul e făcut din nefericire pentru minciuni convenționale, pentru fleacuri indispensabile vieții. Absurdul și nimicul nu-l poți exprima. Îți vine să urli. Dragă Sandel, ascultă-mă pe mine. Mai iau o pastilă. La dracu cu pastilele tale, m-ai năucit. N-am nevoie de falsă vitalitate. Prefer să privesc realitatea în față. Și realitatea este că nimic nu e real. Totul e absurd și inutil. Nu, realitatea este că întunericul de primă, că frigul și umezeala de primă, că mediul ăsta subteran nu e făcut pentru organismul omenesc. Și că deci ai nevoie de o pilulă de alea ca să compensezi ceea ce îți lipsește aici? E ridicol. Și nici măcar nu am cum să te conving cât e de ridicol. Credeam că ai să simți și tu, că ai să înțelegi cât de inutile sunt toate lucrurile, cât de absurde și ireale. Uite, gândul ăsta a început să mă obsedeze. Poate din cauza întunericului, cum spui tu, sau omenzelii și a frigului. Dar ce are a face? Adevărul e că lumea întreagă o judecă mai bine de aici decât de dincolo, unde fiecare ne păcălim cum putem și cu ce putem. Că asta trebuie să recunoști și tu, nu? Totul este o continuă păcăleală, o neistovită farsă, asta e. Tot mi-a făcut bine la ceva peștera asta absurdă. M-a trezit din vis. Asta e. M-a trezit din iluzie. Uite, de-abia aici am simțit cu adevărat că până acum mi-am pierdut timpul în zadar. Îmi vine să urlu când mă gândesc. Dar ce mai pot face? L-am pierdut. S-a dus. Ce se pare? E numai o părere a ta. Ce puteai face altceva decât ce am făcut până acum și tu și noi și toți oamenii? Nu știu ce aș fi putut face. Ce ar fi trebuit să fac. Dar știu că am pierdut ceva. Am pierdut ceva iremediabil.
În sfârșit, e absurd ce spun. În fond, oricum s-ar fi întâmplat lucrurile, orice aș fi făcut și orice viață aș fi trăit, probabil că rezultatul ar fi fost același. Scrum. Nimic n-are niciun sens. Nimic n-are niciun gust. Poate ar fi mai bine dacă m-aș abține de la orice comentarii, dar eu cred... Nu, ascultă-mă, Petruș, vorbim serios. Nu mai căuta să te păcălești cu vorbe. Suntem numai noi doi aici, singuri, cum nu o să mai fim vreodată. Nu te mai ascunde, recunoaște și tu. Nu se poate să nu simți și tu lucrul ăsta. Recunoaște că totul este o sinistră farsă, o imensă iluzie. Ce numești tu totul? Tot ce vrei tu. Tot ce crezi că merită, mă rog, tot, adică viață, Dumnezeu, iubire, știință, morală, umanitate. Tot, tot, absolut tot. Cam prea multe lucruri deodată. N-am să-ți pot răspunde. Sunt unele care nu mă privesc, despre care nu știu nimic. Dar sunt și câteva despre care știu sigur că sunt reale, că sunt vii și merită să crezi în ele. Uite, vorbeai de viață. Eu cred în ea. E un lucru care există, la care particip cu toată ființa mea și cred... Nu mă pot îndoi de viață. Crezi că mai există ceva dincolo de viață? Crezi că ne mai așteaptă ceva după moarte? Păi, ca să spun cinstit, asta nu cred. Poate că mă înșel, dar nu cred. Nici eu nu cred... Mai bine zis, nu mai cred de câteva ceasuri, de câteva minute. Nu mai pot preciza, dar nu mai cred. Cred acum că totul se sfârșește aici, în peștera asta. Și dacă asta e adevărat, atunci totul, dar absolut totul, este o sinistră porcărie. De ce ne-am mai născut atunci? De ce am venit pe lume? Ca să trăim ca fluturii o noapte? Și ce sens mai poate avea viața dacă totul se reduce la ea? Atunci e o chestie de glande, cum spui tu, o chestie de pilule, de mai știu eu ce. Atunci e mai bine să ne îmbătăm cu toții cu opium și să nu ne mai trezim niciodată. Nimic nu mai are niciun sens dacă viața se sfârșește cu noi. Dar vezi că ea nu se sfârșește cu noi. După noi vin alții și alții, la nesfârșit până la stingerea vieții organice pe pământ. Dar să ia dracu pe ea care vin după mine. Ce mă interesează urmașii mei? Ce faci cu mine? Asta te întreb. Ce faci cu mine? Ce faci cu mine? E o întrebare greșit formulată. De aceea n-ai să găsești niciodată răspuns la ea. Nu interesează pe nimeni în cazul tău. Sau cazul meu, sau oricare alt caz particular. Viața nu poate ține seama de noi. Ea nu e interesată decât de specii, nu de indivizi. Atât timp cât o specie durează, cât va exista pe pământ o specie umană... Atunci totul e o porcărie. Și atunci totul e permis. Când mă voi întoarce, am să-mi fac de cap. Da. Asta o cam făceai tu și până acum. Nu, n-are. N-are să mai fie ca înainte. S-o știi de la mine, Petruș. Am să-mi fac de cap cum niciun om nu și-a făcut până acum de cap. N-o să am nicio șovăire, niciun scrupul, nicio mustrare de cuget. Aș fi laș al minteri, aș fi slab. Dacă ăsta e adevărul, atunci... Care ăsta? Ăsta pe care îl descoper acum, pe care mi-l revelează peștera și întunericul, frigul și troglobii ei. Și pe care mi-l confirm și tu, neantul, viața care începe și sfârșește aici, cu noi, scrumul... Dar asta este exact contrariul de ceea ce cred și afirm eu. Ți-am spus că eu cred în viață, cred în om. Tu negi și una și alta.
Necneantul și nimicul. Asta se mai cheamă negație. Desigur că nec ceea ce există numai ca să piară, ce merită altceva de șertăciunea și corupția. Dacă nimic nu durează, dacă totul se sfârșește aici, spune și tu, nu e mai bine să negi, să calci în picioare, să pângărești? E inutil să mai continuăm. Încă una din numeroasele tale crize nihiliste. Nu-i nimic. Are să treacă și asta. Hai, la drum! Nu trece. Simt că asta e cea din urmă și cea adevărată. Asta nu trece. În sfârșit, am avut și eu o revelație sinistră, dacă vrei, dar totuși o revelație. O revelație speologică. Acum sunt din nou liber. Liber ca păsările cerului. Liber să-mi fac de cap. Și am să-mi fac de cap de are să se cutremure lumea. Depinde, poți să o pățești. Mai proștii pățesc ceva. Numai cei slabi de ingeri. Numai cei cărora le tremură mâna când ucid și se îngălbenesc când fură. Dar nu un filozof. Nu unul care a înțeles până la capăt filozofia glandelor cu secreție internă, a troglobilor și a vitaminelor, care ne aduc și ne scot din viață ca pe niște fluturi, din neant și apoi în neant. Hai, hai, sacul în spate, băiatule, să ne grăbim. Sacul în spate, că timpul trece, domnule profesor. Și trece și efectul heroinei și ne trezim din vis. Se trezesc troglobii din vis și cască de plictiseală. Oare ce e asta? Monologul mefistofelic din scena 4 actul 1, celebrul monolog cu aplauze la scenă deschisă, de ce nu adaugi și chestia cu viermele cuceritor? Face frumos, e chiar profund. E chiar foarte profund, dar eu prefer troglobul. Ăsta nu se nutrește cu morți. Ăsta trăiește numai cu apă și cu întuneric. Este un nobil ascet. Vezi că dacă lungești prea mult monologul, nu te mai aplaudă nimeni. Nu-i nimic. Cei care au să înțeleagă, au să mă aplaude. Petruș, Petruș, așează-mă jos, stai. Că nu mai pot. Stai. O clipă, măcar o clipă. Așează-mă jos. Încă puțin să întâlnim. Încă puțin, mai rapid. Nu mai pot. Simt că leșin de dureri. Nu mai pot. Încă puțin. Haide. Hai, mai fă un efort. Te duc eu în brațe doar. Măcar 100 de metri, te rog. Nu mai pot. Așează-mă o clipă jos. Cred că e luxat și șoldul. Nu e. Nu e, Sandel, ți se pare. N-ai nimic la șold. Ți-am spus că n-ai nimic numai la genunchi. Da. Bine, hai. Hai, uite aici. Uite, aici o piatră potrivită. Încet. Nu te mișca prea tare. Așa. Ei, așa, așa, așa. Așa, așa. Stai. Ce ghinion. Asta ne mai trebuia acum. Asta îmi mai trebuia. Stai. Stai puțin. Stai că am să strec. Dă-mi puțină apă, te rog. Petruș? Mai iau o pastilă. Grozav mi-e de sete. Poftim, stai să-ți dau și apă? Apă. Hai să vezi. Hai să vezi că te lasă durerea imediat. Astea sunt grozave. Așa. Teribil ghinion. Și parcă aveam o presimțire. Și eu sunt de vină. Dacă te-aș fi ascultat, în sfârșit, acum s-a întâmplat, s-a întâmplat. Hai, curaj, strânge din dinți și rabdă.
Ăsta e destinul nostru, să răbdăm. Nu-i nimic, nu-i nimic. Hai, ieșim noi și din asta. Săracul de tine, îți căzui și eu în spate. Noroc că ești rezistent. Ești teribil de rezistent, Petruș, ca un urs. E, chiar așa, nu. Dar din fericire mai e și altceva pe lume în afară de forță. Da, asta e adevărat. Mai e și altceva. Mai sunt foarte multe lucruri pe lume. Da. În orice caz, aventura e acum completă. Nu trebuie să mai adăugăm nimic din imaginația ta. Povestești ce ai văzut, ce ai pățit, prin cât ai trecut și ajungi cel mai celebru și mai adulat autor. Nu e vorba, că și acum ești tu celebru și adulat, dar atunci o să fie altceva. Nici nu o să te mai uiți la noi, muritorii de rând. Adriana și cu mine o să-și cerem audiențe ca să te mai putem vedea. Ce zici? Săraca Adriana. Da. Ce-o fi făcând ea acum? Ne așteaptă și ne bombăne. Deși pe mine mă bombăne cu siguranță mai mult. Tu ești privilegiat, ce să-i faci? Știi, m-am gândit mereu la ea când am căzut. Avea dreptate. Să știi, Petruș, că avea dreptate. Am ajuns să cred în presimțiri. Tot e bună la ceva căzătura. Te-am mai cumințit? Nu vorbesc serios. Zău că e ceva adevărat cu presimțirile astea. Tu ce zici? Că nu crezi? Ba da, de ce nu? Sunt încă atâtea mistere nedescifrate. Mai ales privitoare la... Nu prea ai aerul convins de ce spui, dar să știi că există. Uite, sunt sigur că Adria are să înțeleagă. Există un fel de instinct, cum să spun, un fel curios de divinație pe care n-avem cum să le explicăm, dar care e real, e autentic. Ce? Credeam că mă lăsase. Mai rabdă puțin, că iar nu mai simți. Așa am avut și eu impresia, dar văd că mă înjunghie din nou, aici sus, la șold. Nu-i nimic, rabdă. Hai, are să treacă. Trece. De asta sunt sigur. Dar credeam că mă lăsase. Ce curioase dureri. Câteodată parcă nu mai simți nimic și apoi începe o criză de îmi vine să urlu. Nu cumva o fi ceva grav? Nu. Ai căzut prost pe genunchi. Asta e, de-aia te doare. Întâi mă speriasem grozav. Când m-am prăvălit, am avut impresia că s-a terminat cu mine. Că n-am să mă mai pot mișca. Mă mir și acum cum am scăpat. Căzusem în gol. Și noroc că nu mi-am înfipt bastonul în coaste. Asta-i, domnule. Ce? Asta-i. Ce? Știam eu că uitasem ceva esențial, dar nu mi-aduceam aminte ce era. Bastonul. Acum știu. E adevărat. Și al meu a rămas acolo. Nu-i nimic. Nu-i nimic. Se poate merge foarte bine și fără baston. Și eu zic că ar trebui să o luăm din loc acum. Cu cât ajungem mai repede, cu atât mai bine. O clipă, Petruș. Sandel, nu. Stai să mai revin puțin în fire. Știi, când mă ridic, am niște dureri atroce în tot corpul. Dar mai ales în șol și în genunchi. Bine, mai stăm, dar numai o clipă. E ciudat cum mă obsedează o melodie. Nu pot scăpa de ea. O aud mereu. Ce melodie? Nu știu cum îi spune, dar o aud mereu în ureche. Un cântec din ăsta modern. S-a cântat toată iarna la București. E cam așa. Da, stai. Parcă mi-l aduc și eu aminte. Nu-l pot fluiera eu bine, dar e foarte frumos. Îi plăcea și Adriei și e pretențioasă, știi, mai ales în fleacuri de-astea. Este curios că de când îl aud în urechi, așa obsedant, parcă mă simt mai bine. Deși într-un anumit sens mă umple de tristețe. Parcă toată lumea aia de afară este ireal,
de frumoasă, de intensă și așa de depărtată. Parcă au trecut ani de zile de când am îngropat aici, de vii. Totul mi se pare nefiresc, de departe, de pierdut, de ireal. Tu știi mai bine decât mine cum să explici asta. În plus, trebuie să ții seama, nesomnul, efortul, oboseala, durerea, toate astea, toate... Nu le pot explica și nici tu nu le poți. E mai mult decât asta, e altceva. Și nu-mi dau seama ce. În experiența asta, totul contează. Să știi... Vezi? Vezi, ai venit la vorba mea. Orice faptă contează, orice act de curaj, de bărbăție, de drzenie, schimbă viața. Echivalează cu o primenire totală a omului. Da, e ceva, ceva foarte important. Ca o inițiere, ca o revelație, nu știu cum să spun. Descoperi ceva în tine care ți-ar fi rămas poate ascuns până la sfârșitul vieții. Descoperi ceva dincolo de ființa ta, aia de toate zilele, de ceea ce credeam noi în chip absurd că suntem. Ceva fundamental, ceva, cum să spun, ceva care te luminează din lăuntru și schimbă totul în jurul tău. Da, da. Și experiența asta stranie, revelația asta bruscă, nu poate veni de oriunde așa, la întâmplare. Nu crezi? Există ceva real care corespunde, ceva fundamental real. Da. Tu le spui foarte frumos. Așa e. Așa e cum spui tu. Asta e. Asta numesc eu viață. Nu. E altceva decât viață. E mai mult decât ea. O precede, vine din altă parte. De dincolo. E foarte interesant ce spui. Dar trebuie să pornim, Sandel. Timpul aleargă. Nu, hai, Petruș, lasă-mă să spun că asta mă ușurează, asta mă ajută să suport. Trebuie să spun. Mă obsedează. Numai ție îți pot spune asta. Ai fost cu mine aici, am fost împreună. E ceva care mă obsedează. Nici nu știu cum să încep, de unde să încep. Nici asta nu se poate formula. Nenorocirea noastră e că vedem prea mult, simțim prea mult, înțelegem prea mult și nu le putem spune. Nu avem cuvinte, nu avem nimic. Deși e un lucru atât de important care schimbă viața, îi dă sens, o îmbogățește, există ceva fundamental, o certitudine absolută care dă sens la toate. Oh, ce păcat că n-am cum să spun toate astea. Mi-e rușine de mine cât de năucit mă simt. Parcă n-aș mai ști unde mă aflu. Și totuși am atâtea de spus. Niciodată nimeni, în nici o carte. Lasă, o să le scrii tu asta când o ajunge. De aceea ar trebui să plecăm. Acum, chiar. Nu se pot scrie. Astea nu le poate scrie nimeni. Oricât geniu ar avea, oricâtă imaginație, e altceva. E cu totul altceva. Parcă aș începe să aiurez. Totul strălucește și cu toate astea mă simt bine. Parcă mă simt din ce în ce mai bine. Și aș vrea să spun ceva, dar numai ție, ceva extraordinar de important.
ca un fel de revelație. Nu știu cum să spun. Ceva care vine de dincolo, de viață, și o face valabilă, o face vrednică de a fi trăită în fața mea și a ta și în fața lui Dumnezeu. Și nu știu cum să încep. Nu mai vorbi, Sandel. Nu mai vorbi. Asta este un efort în plus care te obosește. Și acum trebuie să plecăm. Încă o clipă. Te rog, mai stai o clipă. Nu, nu, nu se mai poate. Gata, gata, ne-am odihnit destul. Acum trebuie să plecăm. Hai, curaj. Ajută-mă să te ridic. Știu că te doare, dar trebuie să ai curaj. Strânge din dinți și rabdă. Așa suntem noi ursiți. De la începutul începuturilor. Să răbdăm. Să răbdăm. Îndată ce mă scol, e groaznic. Și totuși aș răbda asta. Aș răbda orice, dacă aș putea să spun lucrurile astea care se întâmplă cu noi, pe care le simt, le văd. Nici nu bănuiești cât de limpede le văd. Dar n-am cum să ți le spun. Asta e teribil, că nici ție, nici Adriei n-am cum să vi le spun. Ați ascultat Oameni și pietre de Mircea Eliade. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Distribuția a fost următoarea: Alexandru, Marian Râlea; Petru, Șerban Celea; Fata Verde, Crina Mureșan; Femeile și Spiridușii Pădurii, Virginia Rogin, Silvia Codreanu, Anemarie Ziegler, Vera Linguraru; Oamenii Peșterii și Piticii, Florin Anton, Pavel Bartoș, Orodel Olaru, Sorin Gheorghiu, Vasile Toma. Regia de montaj, Florin Bădic. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Cezarina Udrescu.